În cei 2 ani de viață, singura lumină pe care Iasmina a văzut-o o seară în casă a fost aceea a lanternei. Sora ei mai mică, în vârstă de numai câteva săptămâni, va crește la fel. De cu sare răbd de mâncare, de cu sare răbd de curățenia și la cucare. Nici mama, Dorinela, nu are o viață mai ușoară. În lipsa unui frigider, trebuie să gătească zilnic de 2-3 ori, iar apa folosită în casă este adusă de ea însăși de la distanță. Tot așa ne descurcăm cu gălețele. Aducem cu gălețele, dacă e acasă calul, îl înhăm, mă duc, ne duc cu bridoanele apă, îmi fac treaba. Dorinela vrea o altfel de viață pentru fetele ei. Măcar cât de cât o lecuțâcă de carte, că unde te duci trebuie lea de carte. Dacă eu n-am învățat carte și am stat acasă la animale. Asistentul social din proiectul UNICEF a ajutat familia să se conecteze la electricitate și se asigură că microbuzul școlii va ajunge și la casa lor. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Iasmina și pe alți copii ca ea să poată crește în condiții potrivite și să urmeze o școală.